În prima parte a filmului nostru, am descoperit, alături de Indrei, unul dintre cei doi fii ai lui Ion Rațiu, unde și când a început istoria familiei sale. Care au fost personalitățile acestui neam și faptele lor remarcabile. Acum, istoria se apropie de prezent și vom afla povestea lui Ion Rațiu, domnul cu papion, care, după Revoluția din decembrie, s-a reîntors în România natală ca să își încununeze aici opera unei vieți întregi. Și pentru ca, pornind de la trecut și de la modelul strămoșilor, să semene în țara lui semințele viitorului. Tatăl meu, născut în 1917, a pierdut mama lui când avea 7 ani. A crescut aici, la Turda. Tatălui era un om de un anumit renume deja și decanul avocaților din zona. Tatăl meu a plecat extraordinar de întâmplător. A primit diploma lui de tânăr avocat la Universitatea Babeș-Bolyai la Cluj, a terminat armată și vărul lui, Viorel Tilia, care era atunci ambasador la Londra, Viorel Tilia, urmașul direct al memorialistului Ion Rațiu, l-a invitat să vină la Londra să-l ajute ca tânăr asistent, tânăr consilier la ambasada română la Londra. Și după câțiva luni, acolo a pornit al doilea război. Aveau posibilitatea să se întoarce în țară, dar vărul nostru, Viorel Tilia, ambasador, fiind mare anglofil, s-a declarat pentru alianți și au rămas. Și mulți spun că mulțumesc lui Viorel Tilia, era salvat de chiar o invazie din partea naziștilor. Tineri din ambasada română au primit niște avantaje foarte frumoase și tânărul Ion Rațiu, tatăl meu, a primit o bursă din English Speaking Union la Cambridge, Universitatea de Cambridge. Acolo a făcut avocatură englezească și economie. Acolo s-a întâlnit și pe mama mea, Elizabeth Pilkington, care era și ea întâmplător la Cambridge din cauza războiului. Acolo s-a înființat și Asociația Românilor din Anglia. De la început, Ion Rațiu era foarte implicat în viața asociativă a românilor din străinătate și mai ales din Anglia. Activitatea lui ziaristică a început în perioada războiului. Și ca tânăr ziarist a fost prezent la conferințe pace la Paris. Iuliu Maniu, care era mare erou lui, Iuliu Maniu, care a fost și des în curtea asta, dineuri sus în apartamentele familiei, l-a sfătuit să nu se întoarce în țară, dacă să rămâne în străinătate și să continue lupta din străinătate. Și exact în perioada asta s-a îmbolnăvit cu tuberculoza. Și familia lui engleză l-au sfătuit să meargă cât de repede în Elveția. Eu, fiind deja născut, am fost lăsat în Anglia, dar în Elveția s-a născut fratele meu, Nicolae. Așa s-a făcut că eu sunt englez și fratele meu, Nicolae, ani de zile a rămas fără cetățenie. Pentru că Elveția nu dă automatic cetățenie. Baza lui de activitate era în Anglia. Era ziarist în Anglia, a avut întreprinderea sa de shipping, de transport maritim în Anglia. Și mai ales în 57 a lansat Free Romanian Press, agenție de presă românească liberă, care a continuat până că s-a transformat în ziarul Free Romanian.
Afacerile lui Ion Rațiu, la început foarte profitabile, au falimentat, obligându-l să-și închidă biroul din centrul Londrei. A închiriat însă acest birou unor tineri care doreau să-și deschidă o afacere, primind, în loc de chirie, acțiuni, fără valoare la început. Încrederea a fost răsplătită. La ieșirea pe bursă, valoarea acestor acțiuni a crescut considerabil. Și într-o zi a devenit un om extrem de bogat. Prin faptul că a avut încredere în acest tânăr și în viziunea lor. Și ce s-a făcut? A creat o fundație. Și atunci a mers în Australia, a mers în America Latină, a mers în America de Nord. Oriunde se găsea românii, Ion Rațiu era acolo să le adună. Și asta a fost baza UMRL-ul, Uniunea Mondială a Românilor Liberi. Viziunea lui era că se creează o coaliție nepartizană a toți românilor din străinătate împotriva comunismului. Din momentul ăsta putem să spunem, da, era unul din principali conducători. Și prin faptul că UMRL-ul avea susținător aici în țară, chiar înainte de 90, în mod ascuns, era foarte bine primit când s-a întors în 90. Și eu personal eram foarte impresionat de cât de recunoscut era în țară, cu tot că a părăsit țara cu 50 de ani înainte. Ce s-a întâmplat în 48? Naționalizarea casei aici în curte s-a întâmplat în 51, așa ceva. Dar deja în 48, 49, familia au fost dus afară din apartamentele de sus și au fost pus la pivniță aici, într-o mică pivniță de vreo 12 metri pătrați. Și erau 6 oameni. Ce pot să vă spun este o pivniță care are o gaură cu apă în mijloc și era foarte nesănătos. Și au rămas acolo cam 5 ani și bunicul și bunica mea au suferit mult de asta, nu s-au refăcut. Bunicul meu a fost adus la un lagăr lângă București și el era destinat, pentru că era tare, la canal. Știm prin un martor cu care a revenit acasă că într-o zi a fost lovit de un gard acolo și a suferit o criză de apoplexie, l-a și paralizat și l-a făcut complet amneziac. Și fiind jumate paralizat și amneziac, au fost pus într-o camionetă el cu un alt turdean care a fost amputat. Și au fost abandonat lângă Hanul Maniu, lângă Piața Unirii. Și extraordinar cum s-a făcut lucrurile, că cineva, ei erau pe stradă, și cineva a recunoscut pe bunicul meu, Augustin Rațiu. De ce? Pentru că el avea, în perioada interbelică, a creat un fond pentru fermieri din zona aici, care s-a răspândit ulterior din toată țara, care a permis agriculturii să financeze echipamente, unelte de agricultură. Și acest om a spus, aici este Augustin Rațiu. Și a telefonat aici la Turda. După acest eveniment, nu s-a revenit complet. L-am găsit mai mult, chiar trist, mai mult decât sobru. A suferit foarte mult. Toată activitatea lui, toată viața lui, care era viața de avocatură, implicarea în comunitatea, tot asta era tăiat de către comuniști. Trăia aici închis, de fapt. A murit în 70 și eram trimis deja ca reprezentant la înmormântarea lui și eram foarte impresionat cât de oameni erau, o mulțime de oameni aici care
cu tot că era perioada comunismului, pentru mormântarea asta au ieșit cu tricolor, cu medalii, au venit să trimit mesajele verbale, bineînțeles, către tatăl meu, Ionațiu, în exil. Era o personalitate și asta era o surpriză pentru mine. M-a marcat. Numai după ce, mult mai târziu, când m-am întors aici, mă dau seama că orașul nostru este chiar mai mult marcat de către Augustin Rațiu decât orice alt membru familie. Și el nu vorbea nimic de asta. Familia Pilkington, familia mea engleză, este o veche familie, cu mai vechi documentat decât familia Rațiu. Din exemplu, la Universitatea de Cambridge, la Colegiul St. John's, unde am studiat și eu și tatăl meu, Ionațiu, în fiecare masă aveam în vitralea în față de mine portretul strămoșul meu englez, Richard Pilkington, care era unul din teologi principal al anglicanismului din începutul secolului XVI. Mult mai târziu, în secolul XIX, erau farmaciști din nordul Angliei și un farmacist a dat câțiva bani, a împrumutat câțiva bani la doi fii lui, Pilkington Brothers, și acești frați au lansat firma Pilkington Brothers, care o să vedeți și în țară aici, pentru că se vinde sticla lor. Ei, în anii recent, au inventat breveta sau licența cel mai răspândită în lumea pentru fabricația de sticlă pentru ferește, care se numește float. Și cel mai multe din ferestele noastre în țară, noastră aici în țară, este fabricat după această licență Pilkington. Aici în față avem, așa spus, câmpia Cruciaților. Pe vremea lui Mircea cel Bătrân, în 1395, aici s-au adunat mai multe armate din Ungaria și din Transilvania, cred și din Polonia. S-au adunat aici și de aici au plecat în sud, înspre Valea Oltului. Ce mi-e place mult personal este că știu precis că un strămoș, un Pilkington al meu, din familia Pilkington, din familia mea engleză, a fost și el în grup, în echipa, între acești soldați adunați aici. Și a murit pe Valea Oltului câteva săptămâni după această adunare, în 1395, înainte de a ajunge în Terra Sfântă. Familia Pilkington erau și ei foarte axat despre de a sluji comunitatea. Prin amândoi ramurile, fie engleză, fie românii, am primit cam același mesaj. Fratele meu și eu, să muncim mult, să slujim pe alții și să știm și să ne distrăm în viață și mai ales pot să vă spun, cred, că să iubim mult, că să fim fericiți. În 90, când părinții mei au, împreună cu noi, am ajuns toți împreună în țară și vă duceți aminte atmosfera atunci, în stradă. Nu ne vinde țară, nu ne vinde țară. Părinții mei au primit foarte multe cereri de ajutor medicale. Dar cei mai penibili din această situație medicală erau
copii cu leucemie. În perioada asta, ideea era că singurul metod era că să găsim cineva care o să plătește drumul și intervenție pentru un transplant de măduva undeva în Occident. Mama mea, Elizabeth, a adunat un comitet internațional, mai ales american, care au lansat un protocol de tratament pentru copii cu leucemie aici în țară, bazat pe Spitalul Funden. Astăzi acest program continuă și din această bază Fundația Rațiu Românie, Fundația Caritabilă, Fundația Umanitară, a mers mai departe. Se ocupă și de copii cei mai defavorizați în zona Bucureștiului, cu un centru care primește copii după școală, copii care altfel ar fi pe stradă, unde pot să fie îngrijiți, unde pot să descoperă calculatoare, jocuri educative și să aibă o viață alternativă decât viața pe stradă. Legat de familia Rațiu, Fondul pentru Sprijin Comunitar la Băcău, fundație foarte importantă, care are și ea activități pentru copii, acțiune și pentru cei mai în vârstă și mai ales în perioada asta pentru cei mai loviți de inundațiile în zona Băcăului. Nu toate fundațiile legate de familia Rațiu poartă numele Rațiu. Fondul pentru Sprijin Comunitar la Băcău, din motive politice, imediat după 90, nu poartă nume Rațiu. Tată sau mama acestei fundații este o fundație tot legată de familia Rațiu, Romanian Relief Fund, și era o inițiativă a tatălui meu, Ion Rațiu. Fiecare generație avea cumva personajul lui. Dr. Ion Rațiu, memorandistul, era foarte influențat de canonicus Basiliu Rațiu. Canonicus Basiliu Rațiu, cel care a creat eforia, o eforie, o fundație caritabilă care a permis nu numai că să fie educat tânăr român din zona, burse pentru studii, dar și a permis clădirea bisericii greco-catolică. Și această tradiție de patriotism, de a sluji comunitatea, personal am venit cam târziu la convingerea asta că această tradiție familiei merită de urmărit, pentru că eram cam sceptic mulți ani, dar mă dau seama peste 50 de ani că este o formă de a trăi foarte frumoasă, care aduce foarte multe satisfacția. Eu personal, ca exemplu, trăiesc aici nu ca om bogat, eu trăiesc aici ca reprezentantul unei fundații al familiei. Fundație Familie dispune de anumite resurse, dar eu personal nu dispun de resurse multe și asta este cam o tradiție al familiei. Ajutăm, mai ales prin proiecte. Canonicus Blasius, născut în 1783, a făcut o avere. Când a reușit să câștig înapoi terenurile familiale la Noșloc. Dar ce s-a făcut cu câștigul ăsta, cu toți banii ăsta, că erau mulți? A creat o fundație, a clădit o biserică. Nu le-a folosit pentru el, nu s-a creat o casă, nu există o casă, Rațiu, un castel sau ceva, nu. Familia Rațiu au locuit în apartamente. 200 de ani mai târziu, Ion Rațiu face cam la fel. Tatăl meu s-a găsit la Londra la începutul războiului și toată viața lui, care era totuși o viață aici la Turda destul de frumoasă,
cu o familie bine stabilită, cu o casă frumoasă, cu carierea prestabilită. Și după 40, toată viața lui s-a dărâmat. Și acolo, la Cambridge, la Universitatea de Cambridge, s-a dat ca scop să înțelege ce s-a întâmplat. Cum s-a întâmplat că toată viața lui s-a distrus. Și atunci a citit Mein Kampf, a citit toate œuvrele lui Marx, lui Engels, ca să înțelege toată baza filosofică și politică. Și a început un jurnal. Un jurnal care a ținut fiecare zi până moartea lui. Cam 60 de ani de jurnal. Jurnalele lui sunt fără sentimente, fără interpretări, aproape fără interpretări. Sunt niște observații foarte concrete, scurte, despre ce s-a întâmplat în viața lui în ziua respectivă. Ușor de citit. Aș vrea tare să am și eu disciplină asta, să scriu în fiecare zi. Viața lui era foarte plină. Era obișnuit să se trezesc la 4, la 5, să citesc, să scriu. Și rezultatul publicăm noi, familia. Începând cu anul 90, În fine acasă, și până acum am publicat 6. Asta este ultimul, a 6-lea. Personal am o mare admirație pentru disciplina lui. El spunea întotdeauna, trebuie să aveți o disciplină de bază în viață. Fără o disciplină de bază, suntem pierduți. Și asta a fost disciplina lui. Ion Iancu Rațiu a fost un luptător pentru dreptate, un om energic și întreprinzător, după modelul străbunilor lui, care nu a uitat să se caute pe sine învâltoarea realității cotidiene. Mai mult, domnul elegant și rafinat era un om vesel, care știa de glumă, plin de umor și dragoste de viață, și care respira democrație, pe care o înțelegea ca pe dreptul celorlalți de a nu fi de acord cu el. Democrație pe care voia să o dăruiască românilor ieșiți din comunism. Ziarul Cotidianul era, este mare visul lui împlinit. El spunea, Ionațiu, în copilăria mea se punea întrebarea, care sunt obiectivele voastre în viață? Ionațiu. Și el spune să mă întorc acasă, să lansez un cotidian și să reprezint zona mea în Parlament. Și a reușit, toți trei. Cotidianul a fost atunci obiectivul lui primordial când s-a întors. Și a luptat foarte mult cu autoritățile de atunci. Cotidianul era pentru el și o mare probă de valoarele lui de bază. Pentru că ziarul lui, Cotidianul, era foarte împotriva lui. Vă chipuiți, ar fi fost problematic în Anglia și în Statele Unite. Dar aici vorbim din țara noastră. Că un proprietar de ziar are un redactor care publică opiniile împotriva lui și el a înghițit-o. Atunci era un fel de un mare test pentru el. Ceva care mă emoționează fiecare oră când povestesc asta. Avea o poftă de viață enormă, Ionațiu. Întotdeauna să facem ceva nou. Dacă facem o aventură cu schi, să mergem la vârful ăsta, sau n-am fost la insula de Paște, mergem acolo. N-am făcut o piesă de teatru, facem o piesă de teatru. Întotdeauna această poftă de viață și unul din ultimele cuvintele sau frazele lui era cu fratele meu Nicolae la Londra, în care Ionațiu, tatăl meu avea
cancer la gât și suferim foarte mult, doar mult, asta, nu se poate îngăți și tot este blocat. Și avea un mare zâmbet în ziua asta. A murit acasă, la lui, a preferat că să nu fie la spital. Și Nicolae, frate, mi-a spus, tată, dar de ce zâmbești? Și el spune, mă gândeam, ce ciudat este viața, că în fiecare zi să ne învățăm altceva și astăzi învăț să mor.